Cosmin, bine te-am găsit. Ce faci? Cum mai ești? Iată, a trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut. Vreau să te întreb în primul rând cum e în noua postură. Ești în cantonament, dar nu ca jucător. Da, e al doilea an deja. M-am obișnuit, pot spune. E o situație diferită față de cea de jucător. Sunt alte griji, alte preocupări. Dar cred eu că am avut un început destul de bun. Mai am de învățat multe lucruri, sunt conștient de faptul ăsta, dar sper că treptat, de la zi la zi, să învăț tot mai mult și tot mai mult. Nu ce greu? Nu, am spus de a trecut un an. Mi-a fost greu la început pentru că nu știam exact încotro mă drept, ce trebuie să fac mai exact, dar am avut norocul să întâlnesc niște oameni profesioniști, niște oameni care știu ce au de făcut și care pe mine m-au ajutat foarte mult. E un pic final de cantonament la voi, pentru că începeți repede, că, na, din păcate, așa încep echipele noastre și ale voastre, repede, cupele europene. Cum sunt băieții? Cum au fost? Cum a fost acest cantonament? A trecut bine, cu bine, să zic așa, ne-a ferit Dumnezeu de accidentări. N-am avut nicio accidentare serioasă. O perioadă mai dificilă, cu atât mai mult cu cât la începutul pregătirii n-am avut 9-10 jucători care au fost pe la echipele naționale, dar mai sunt 10 zile până la primul meci oficial și sper ca toată lumea să fie sănătoasă și să fie în cea mai bună formă în primul meci. Mai aveți de gând să mai aduceți jucători? Ați adus ceva? Cum sunteți? Cum stați ca lot? Mai avem nevoie de ceva întăriri. Din păcate, e destul de greu pentru că jucătorii pe care îi dorim sau jucătorii pe care îi urmărim sunt, să zic așa, sunt foarte greu de adus și acum, încă fiind începutul perioadei de transferuri. Dar așteaptă finalul, bănuiesc și ei. Da, da, sunt campionatele puternice care sunt așteptate, să zic așa, de jucătorii buni. Dar eu cred că pentru primele meciuri din calificări avem o echipă bună și sper să reușim să avansăm primele tururi. Doamne ajută să reușiți, dar spune-mi, te rog, ce se întâmplă apropo de transferuri cu jucătorii din România, care erau la Râdugoreț înainte, erați foarte mulți, acum... Și acum avem un jucător român care, dar e împrumutat în Grecia, e jucătorul nostru, mai are încă 2 ani de contract, e vorba de Rotariu. Din păcate, alți jucători români sunt foarte greu de transferat, sunt niște scumpi. Sume, să zic așa, ireale, pot spune. Într-adevăr, sunt jucători buni, jucători cu calitate, dar care, din păcate, în afara campionatului României n-au prea realizat nimic. Și atunci e foarte greu să arunci cu banii, să plătești 3, 4, 5 milioane, să nu vorbim de alte sume astronomice pentru un jucător tânăr care deocamdată n-a confirmat. Păi și atunci ce să cer sumele astea la noi? Că ai dreptate, nu au reușit cei care au plecat acum, în ultima perioadă mă refer, nu la voi. Mă refer acum, în ultima perioadă. Și uite, cerem pe Tavi Popescu 10 milioane, spre exemplu. De fiecare e liber să ceară cât vrea. Fiecare... 10 am zis eu așa, cred că 50. Fiecare... A, bine, patronul Stelei îl cunoaștem, el e optimist. Da, Octavian Popescu e un jucător bun, dar din punctul meu de vedere nu e un jucător, nu e un jucător care să coste, poate costa, poate ajunge să coste 50 de milioane, 60, 70, 100, nici nu știu. Dar înainte de a ajunge la suma asta, trebuie să realizeze ceva și pe plan extern, nu doar în campionatul României. Corect. Și pe plan extern, cam greu echipele românești în cupele europene.
Din păcate, în ultimii ani n-au prea, în afară de CFR Cluj, n-a prea mai ajuns nimeni prin grupele cupelor europene. Și atunci e foarte greu să vinzi un jucător pe asemenea sume, ținând cont că nu ai un să-i urmărești în afara campionatului României. Cu Rotariu ce faceți, că vă aminteai de el mai devreme? Rotariu așteptăm să se întoarcă la pregătire. După aceea vom vedea ce decizie va lua și antrenorul. V-am spus, mai are încă 2 ani de contract cu Ludogoreț. Dacă vom primi o ofertă pentru el, suntem deschiși la discuții. Dar, mi-am spus, încă mai are 4 zile de contract acolo și îl așteptăm după aia și o să luăm o decizie împreună. Acum că te-ai obișnuit așa cu postura asta, ești mulțumit de decizia luată de a continua în conducerea clubului? Da, bine, mi-am spus, nu a fost o decizie foarte grea. Mă hotărâsem, să zic așa, cu multe luni înainte că o să renunț la fotbal. A apărut oferta asta din partea clubului. Am fost, să zic așa, entuziasmat, am fost și bucuros că mi s-a dat șansa să continui în club, ok, cu alte atribuții, dar sper să nu dezamăgesc și sper să ajut echipa asta să joace din nou în Champions League. Te gândeai și la altă postură sau și la antrenorat, sincer, sau nu? Nu, pentru că de la început nu m-a atras ideea, nu am nici măcar carnet de antrenor ca să mă pot gândi la meseria asta și nu pot spune că nu am fost atras de meseria de antrenor. Practic, iată, cei de la Ludogoreț își respectă legendele și ți-au dat o funcție în club, pentru că tu ești o legendă a clubului. Clubul Ludogoreț respectă toți foștii jucători ai echipei, jucători care am realizat ceva aici așa, pot spune că am pus Ludogorețul toți, nu eu, toți cei care am fost în primii ani ai acestei echipe, am pus Ludogorețul pe harta europeană a fotbalului. Da. Și din partea cealaltă am simțit tot ajutorul și tot respectul clubului față de noi. Nu ți-e dor să lucrezi în România? Nu, am început o treabă aici. Nu sunt genul de om care în fiecare an să mă mut dintr-un loc în altul. Am spus, sper să măcar aceleași succese pe care le-am avut ca jucător să le am și ca director tehnic. Pentru tine ce înseamnă perioada asta de după ce ai atârnat ghetele în cui, sau mai bine zis, spune-mă în prima zi când nu-ți venea să iei geanta și te duci la antrenament, sau cum a fost? Nu, mi-am spus, decizia mea era luată din decembrie, ianuarie, 6 luni înainte. Când am, în 2013, când am câștigat primul meu titlu cu Ludogoreț, al doilea titlu al echipei, glumeam cu președintele și cu patronul echipei și le-am spus să nu se bazeze pe mine după ce punem steaua pe emblemă. Au crezut că glumesc, că era al doilea titlu. Pot spune că nimeni nu era chiar așa euforic, entuziast, să zic că da, jucăm în următorii 8 ani, ajungem la 10 titluri consecutive. Dar în martie, v-am spus, decizia mea era luată din decembrie, ianuarie, după ce am vorbit cu familia, după ce am ajuns la concluzia că ajunge. În martie, sfârșitul martie anul trecut, când deja devenise matematic campioni, i-am anunțat pe cei din conducere, le-am spus că sunt un om de cuvânt, le-am promis că mă retrag când punem steaua pe emblemă. Am ridicat mâna și... E bună asta! Și... Da, nu, a fost o perioadă frumoasă, dar ajunsesem la o... Să zic așa, la o automulțumire. Nu, încă nu mai veneam cu plăcere, dar nu mai veneam cu aceeași dorință la antrenamente sau la meciuri. Și atunci am zis că
e mai bine să-i las pe cei tineri să continue munca noastră, să zic așa, și să le doresc să ne depășească în rezultat. E de înțeles, practic, pe o carieră atât de îndelugată și de succes. Dar iată, foștii tăi coechipieri și prieteni, mă refer la Tama și la Săpunaru, încă joacă la vârsta asta. Doamne, băi, mai puteți, ce faceți, mă, acolo? Și sunt cei mai buni. Și joacă și, din păcate, pentru fotbalul românesc sunt cei mai buni. Da, e... Țin legătura cu ei, vorbim, nu... Nu ți-au zis, haide mă, Cosmine, vină lângă noi aici. Nu. I-am felicitat pentru felul în care joacă. Mi-am spus, după părerea mea, în campionatul recent încheiat, au fost, nu știu dacă cei mai buni, dar cu siguranță printre cei mai buni din România. Și le doresc baftă în continuare, sănătate, să fie sănătoși, să nu aibă parte de accidentări și succes. Ar fi avut loc și la echipa națională, crezi? Dacă ne uităm la ultimele rezultate ale echipei naționale, cred că da. Mi-am spus, sunt jucători care nu contează că au 38-39 de ani, dar sunt jucători care au fost în cea mai bună formă în ultimul an. Te-a dezamăgit, Cosmin, echipa națională? Sau deja e o dezamăgire continuă și nu mai ai speranțe? Nu știu dacă pot spune că sunt... Nu sunt nici dezamăgit, nici surprins. Sunt supărat ca orice român pentru rezultatele din ultima perioadă, dar cred că o să fim în continuare supărați și până când realizăm că aici suntem. Asta cred eu că în momentul de față asta e nivelul, nu ne putem ridica mai sus și cu cât acceptăm lucrul ăsta mai repede, cu atât o să fie mai bine. Păi și care ar fi soluția? Să revenim acolo unde eram odată și ne-ați obișnuit cu rezultatele? Soluția ar fi, cred că, soluția ar fi la jucători. Pentru că sunt jucători cu calitate individuală foarte bună, dar v-am spus jucători care, din păcate, pentru Naționala României, din păcate, nu joacă în străinătate, cei care se duc, care au plecat în ultimul timp, nu prea joacă. Jucătorii din campionatul intern nu joacă în Europa, nu unde ritmul e net superior celui din campionatul românesc. Și atunci de acolo intervin problemele. Cred că ar trebui, nu știu, ajutați mai mult sau n-ar trebui să-i ridicăm pe un piedestal după 3-4 goluri în Liga 1. Crezi că îi și afectează lucrul ăsta, faptul că se vorbește asta și sumele astea amețitoare despre care se vorbesc? Cred că le creează un aer așa de superioritate care nu îi ajută pe viitor. E slab campionatul românesc față de cum era pe vremea când jucai tu? Cred că nivelul e mai slab, pentru că înainte erau 8-9 echipe care se băteau cu șanse reale la campionat din prima până în ultima etapă. Nu uităm, era Dinamo, Steaua, Rapid, CFR Cluj, Vaslui Poli Timișoara, da. Universitatea Craiova. Erau echipe, bune echipe, echipe în care se investeau bani, echipe... cu jucători de calitate, echipe care an de an jucau în grupele unor competiții europene, că era Champions League, că era Europa League, nu contează, dar cred că nivelul era mult mai ridicat atunci. Ai pomenit un nume mai devreme, Dinamo. Ce sentimente te încearcă sau te-au încercat în momentul în care ai văzut situația? Dezamăgire, acolo putem spune că pot spune că e dezamăgirea mare. O echipă care, cred eu, nu avea jucătorii care erau acolo. Nu sunt jucători de divizia B. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu unde s-a greșit, cine a greșit. Dar nu e normal să, într-un an de zile, să...
ai 50 de jucători sub contract, cred că peste 50 au fost. Și atunci așa să ne mirăm că sunt probleme cu omogenitatea, sunt probleme cu banii. Când plătești 50 de salarii doar la jucători lunar, e normal să fie probleme. Părerea mea personală e că Dinamo ar trebui să înceapă de jos, să o ia să înceapă de la început, de la zero, să zic așa, să înceapă de la zero, cu un proiect sănătos, un proiect în care, într-adevăr, să fie implicați și fanii, pentru că au ajutat foarte mult în ultima perioadă, dar cred că e nevoie de un proiect de la zero. Cum s-a făcut la Rapid, e cel mai bun exemplu. Da, practic e o nu știu dacă rușine e cuvântul propriu zis istorică ce s-a întâmplat să retrogradeze din moment pentru prima dată. E prima dată în istorie când retrogradează, dar din păcate asta a fost soarta echipei anul ăsta. Am spus cu greșeli, cred că din toate părțile, greșeli care se vedeau și din afară, cu schimbări de patroni, de președinți, de antrenori, de jucători, numai... Eu cred că jucătorii nici nu se cunoșteau cu toți între ei. Exact. Unul venea azi, celălalt pleca mâine. A fost ceva o degringoladă totală acolo. Din păcate s-a ajuns și în situația asta să retrogradeze. Ultimele informații pe care le văd prin ziare, nu știu dacă se poate continua în Liga a doua, dar mi-a spus părerea mea e că trebuie un nou început, un început curat, plecat de la zero, știut de la început cine conduce, cine e patronul, cine e președintele, cine e antrenorul, unde se joacă. Din păcate văd că nici pe stadion, da. Nici pe stadioane nu-i primesc. Ne rugăm și sperăm toți dinamoviștii ca până în momentul în care Dinamo va ajunge din nou în Liga 1, măcar să se reușească construirea unui nou stadion, și atunci cred că ar fi un proiect mai interesant pentru mai mulți oameni dispuși să investească acolo. Apropo de stadioane, s-au făcut câteva stadioane în Liga 1, dar nu îi lasă, adică nici, mă refer aici și la FCSB, care nu are voie să joace nici pe Arcul de Triunf, nici pe Ghencea, mă refer la Rapidul, poate, la Dinamo, uite. Pentru mine, nu știu, stadioanele sunt făcute pentru echipe. Și atunci dacă, și așa, nu suntem o țară foarte bogată, avem nevoie de bani la stat, de ce să nu luăm, nu? Sunt echipe care, cum ai spus, sunt fără stadion, fără stadion propriu. Dar sunt 3-4 stadioane în București pe care, de fapt, nu are voie să joace nimeni, să zic așa. Dar sunt lucruri care nu... Sunt lucruri de politică, sunt niște decizii care sunt luate oricum total la napo, dar fiecare face ce vrea, ia deciziile pe care le vrea. Asta e țara în care trăim și deja ne-am învățat. Da. Fac un pic pe la memoria ta, mai ții minte ziua în care a sunat telefonul Cosmin Tevren la Dinamo? Eu țin minte, doar că vorbisem cu Gică Popescu. Atunci era impresar. Da. Era, cred că, a doua zi după ce retrogradase matematic Universitatea Craiova. Să zic că a fost o decizie destul de grea să accept, știind situația dintre Universitatea Craiova și Dinamo. Dar până la urmă am avut o discuție cu Neana Emania, Dumnezeu să-l ierte, care era antrenorul național de tineret pe atunci. Și mi-a spus că ar fi bine să merg acolo, să joc în Liga 1, că ar fi mai ușor și pentru el să mă convoace la naționala de tineret de la Liga 1. Și atunci așa am luat decizia să merg acolo, chiar dacă, mi-am spus la început, am fost un pic temător, am avut și
cu două săptămâni înainte avusese în conflictul cu Adi Mihalcea la pe Ionu Blemenco. Dar asta m-am bucurat și pot să zic că cu toții m-au primit foarte bine. Chiar am dat seama după două săptămâni de la conflict să intri în vestiar unde era Adi Mihalcea, Niculescu, Dănciulescu erau acolo. Și am fost un pic, să zic așa, cu capul în pământ, dar n-am avut nici cea mai mică problemă cu... Cum a fost la întâlnirea? S-a uitat la ce cauză mai și... Nu, că știau, se auzise, se aflase. M-am antrenat și cum antrenasem cu ei un pic înainte, să zic așa, după ce aflaseră de la Craiova că am semnat cu Dinamo. A trebuit să plec din oraș, nu mai puteam sta acolo. M-am antrenat vreo două săptămâni cu Dinamo pentru că aveam meciuri cu Naționala de tineret și aveam nevoie de antrenamente. Dar mi-a spus, primirea a fost foarte bună, m-au încurajat, m-au ajutat. Și s-a dovedit a fi o alegere bună. Ai avut loc în vestiar din prima? Da, nu, erau jucători pe care îi cunoșteam, era Tamaș, era Goian, era Pulha, cu care ne știam de la Naționala de Tineret. Da. Mai târziu a venit Ropotan, eram prieteni, să zic așa, deja de ceva timp și m-au ajutat și ei cu acomodarea, cu deplasările de acasă la stadion. N-aveam mașină, n-aveam permis, n-aveam nimic. Da, te-a furat Bucureștiul? În primul an nu, mai târziu. Nu, m-a furat. Nu, așa, ca pe orice tânăr. Am avut. Am avut probleme. N-am avut probleme. De fiecare dată când am ieșit sau de fiecare dată când am fost la discotecă sau am băut un șpriț, ne-am asumat lucrurile astea. Nu... Era și greu să te ascunzi. Nici nu prea voiam. Erau toți ziariștii, toți paparații voi, da. erau după noi, ne-am asumat lucrurile astea. Într-adevăr, am greșit și noi, dar nu de atâtea ori decât s-a scris în ziar. Dar totuși ce trupă ați avut și voi? Asta era vestiarul, să zic, era împărțit în două, în afara stadionului. Erau jucătorii cu experiență, erau jucătorii care erau căsătoriți, care aveau copii, erau... un grup, să zic așa, și pe celălalt grup eram noi care eram singuri, aveam 22-23 de ani, eram prieteni de la Naționala de tineret, de la Naționala de juniori, ne cunoșteam de 6-7 ani și era normal să fim mereu împreună. Au fost și multe exagerări din partea presiei, au fost și... Am spus, și noi am greșit, că nici noi n-am fost ușă de biserică, dar e normal la 22 de ani să greșești, să mai greșești. Important e că am știut când să greșim și când să ne vedem de treabă. Dar parcă totuși, și chiar dacă greșeați, vorba vine că nu greșeați, că erați în timpul vostru liber, pe teren era altceva. S-a spus, știam când să greșim. Niciodată n-am ieșit în oraș sau prin cluburi înainte de meciuri. Bine, era și foarte greu. Stăteam, când jucam cupele europene, eram 6 zile din 7, eram la Săftica în cantonament de dimineața până seara. Și atunci ziua care aveam liberă, era normal să mergem și noi, să mai ieșim, pentru că eram tineri, eram... Ascundeați dulciul pe sub pat, pe acolo? N-am avut probleme. Uite, asta vreau să zic. Am lucrat cu atât de mulți antrenori și la Dinamo. Am lucrat și cu Neandu și cu Rednic. N-am avut foarte multe probleme cu controle prin cameră. Nici noi nu eram genul de oameni care să ascundem, cum ai zis tu, dulciuri. Dacă ne luam ceva, le puneam, le lăsam, nu ne ascundeam. Nu mergeam cu alcool să-l ascundem prin cantonament sau alea. Știam că voiam să bem un șpriț, avem... voiam pe masă. Da, tot timpul, toți antrenorii cu care am lucrat, de la Neandu până la Walter Zenga, cu care am lucrat la Dinamo, dacă voiam un par de vin sau bere la masă, nici nu se punea problema. Și atunci
nu aveam nevoie să ne ascundem. Cosmin, la tine a fost de la început fotbalul? Adică atunci când erai tu mic, erai copil atomic din ăsta? Te jucai în spatele blocului? Asta era perioada ce puteai... Da. Era încă pe vremea comunismului, eram cu toții la țară. Aveam o minge pe acolo pe care o băteam toată ziua. De 35 sau de Artex, dacă aveai, erai... Nici nu mai țin minte, băteam toată ziua mingea, după aia m-am mutat în clasa 1 la Reșița cu părinții mei și de acolo am început, la 8 ani m-am dus la fotbal și mi-a plăcut. Am avut o tentativă de a renunța pe la, cred că am avut 14-15 ani, nu, mai mic eram, 11-12 ani, că vedeam, eu trebuia să mă duc la antrenament și ceilalți copii să jucau în fața blocului și atunci așa... Am vrut să renunț, dar cu puțin ajutor, să zic așa, cu vorbă din partea părinților, am ajuns la concluzia că e bine să continue. Idol ai avut? Am avut idol. Jucai pe spate cu cineva? Nu, am avut idol, asta vreau să zic. Am crescut cu toată generația din 94, toată generația de aur a României și... Țin minte că aveam 10 ani și 9 ani jumate și așteptam noaptea să înceapă meciurile, exact, meciurile din America, să da. Ne uităm la România. Păi zice, e generația pe care, am spus, eu o țin minte cel mai bine dinainte, îi cunosc pe foștii mari jucători, dar e generația cu care eu am crescut, generația de aur. Da. Și a avut și rezultate. Și rezultate, dar și o echipă cu jucători extraordinari, de la portar până la atacanți. Păi mai vedem, acum mai avem fundaș cum era Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte. Sau, nu, deja să vorbim de Hagi, e absurd să mai găsim încă un Hagi. Dar vorbim, un Dorinel Munteanu, un Selime și Răducioi, Ilie Dumitrescu, e... Nu cred că cu prea curând o să se apropie cineva de nivelul. Din păcate, asta e realitatea. Te-a luat cineva sub aripă? Să ia vină copile, stai. Nu, la Craiova am ajuns, eram tânăr, 17 ani și am avut noroc, m-a ajutat foarte mult. Era Papura acolo, de la care am avut lucruri de învățat. Papură, Badea, Ovidiu Stângă, cu ei am... Lângă ei am crescut. Lângă niște jucători și tu. Lângă ei am crescut și care au fost niște exemple pentru mine. Am cu Luțu am jucat un an jumate, un an și după aia o plecat, s-a întors un an jumate, m-a ajutat foarte mult. Și vorbesc de Luțu, m-a ajutat foarte mult și cu bani și cu de toate, cu orice aveam nevoie, a fost acolo pentru mine și lucrurile astea nu ai cum să le uiți. Era tot la fel, glumea și făcea cu portocalele jonglașa. Și cred că e cel mai talentat jucător cu care eu am jucat vreodată. Asemenea talent, e păcat că nu n-a reușit să-l exploateze la maxim. Da, din păcate e asta. Nu, era echipă bună la Universitatea Craiova când am ajuns eu. Spus Papură, Badea, Stângă, Sava, Luțu, Zeno Bundea mai târziu. Niște jucători, acum să nu... Că mai uit din ei, au trecut da, 20 da, da. De ani, dar jucători foarte, foarte buni. Am prins exact atunci când s-au schimbat, când a plecat Nea Gigi Nețoi, când a plecat cu prima trupă la Dinamo. Da. Am ajuns noi la Universitatea Craiova, bine... Eu la tineret la început, după aia mai târziu la echipa mare, a fost perioada cu Emil Sândoi, antrenor la prima echipă a universității. Țin minte și acum au câștigat Universitatea 3-1 cu Steaua. Erau oameni în afară mai mulți decât erau în interiorul stadionului, pe stârpi de nocturne, peste tot. Era, nu știu, era, uite și asta... Înseamnă că echipele de atunci făceau mai mult spectacol dacă reușeau să adune atâția oameni la stadion. Iar vorbim de un meci de campionat. 3.000-10.000 de oameni. Vorbim de un meci de campionat. Unde să fie 40-50.000 și încă 10-15.000 prin afara stadionului. Când ai jucat primul meci în Liga 1? La Dinamo sau la Universitatea? Nu, la Universitatea am debutat. Țin minte, eram la...
cu Nea Sorin Cârță și am jucat la Ceahlău Piatra Neamț. Am pierdut 3-0, am pierdut atunci, dar și acum îl țin minte pe tunel, pe Axinia, cu niște crampoane din atâtea și care ne înjura și ne băga și scotea de, că am venit să luăm pâinea de la gura copiilor. Dar a fost o perioadă, v-am spus, o perioadă frumoasă, o perioadă care m-a călit, o perioadă care în care am învățat că trebuie să faci orice poți ca să câștigi meciul și cred că toate lucrurile de la începutul carierei m-au ajutat pe parcursul carierei mele. Și la Dinamo cel mai frumos meci sau meciul pe care îl ții în minte, pe care ți-a rămas aici, uite domnule, ăsta, mamă, ce am făcut atunci sau cum a fost? Da, sunt multe, nu neapărat ce am făcut eu, sunt atâtea. Când am bătut 1-0 pe Steaua cu golul Denis Șerban în ultimul minut, 5-1 cu Everton, în Ștefan cel Mare, vorbim de niște, nu știu, sunt niște emoții așa, da, te înțeleg, plăcute, sunt niște meciuri care, nu vorbesc numai de Dinamo, dar din păcate e greu ca orice echipă românească să câștigi 5-1 contra lui Everton, care era o echipă de locurile 4-5 în Anglia. În Anglia, da, exact. Să te califici. Nu, a fost o... Sunt multe meciuri și meciurile cu Benfica pe vremea lui Rednic din primăvara europeană. Sunt multe amintiri frumoase pentru că am jucat 7 ani acolo, am și amintiri frumoase, am și amintiri mai puțin plăcute, să zic așa. Dar cred că, per total, a fost o perioadă frumoasă și cred că și noi am ajutat clubul Dinamo să ajungă un nume în Europa. Spuneai că ai jucat 7 ani acolo, la un moment dat se tot vorbea de plecarea ta, de plecarea ta și nu mai plecai. Adică îți luase gândul să... sau tot sperai să pleci? Nu, era normal să sper, să-mi doresc. Eram jucător tânăr, aveam 23-24 de ani. Jucasem, cred eu, făcusem un sezon bun, câștigasem campionat atunci cu Dinamo în 2007. Da. Plus că te gândeai că să ajungi undeva să câștigi un ban, să-ți asiguri viitorul. Din păcate pentru mine am plecat un pic mai târziu, să zic așa, la Siena, unde m-am întors mai repede decât mă așteptam, dar nu era locul meu acolo, nu aveam, mi-am dat seama din primele zile de când am ajuns că ceilalți fundași sunt mult peste nivelul meu. Nu avea rost să tărăgănesc lucrurile. Am vrut să mă întorc la Dinamo să joc, să nu pierd echipa națională. Din păcate a fost, cred că, cel mai dezastruos sezon din cariera mea de la Dinamo, când am pierdut titlul cu Unirea Urziceni. Da, atunci. Și de atunci, pentru niște lucruri pe care, să zic, le-am făcut atunci cu niște ieșiri în oraș sau alea, mi-au trebuit 2 ani să-mi repar greșelile, să zic așa. Mi-au trebuit 2 ani de jucat bine și astea ca să uite lumea ce s-a întâmplat în 2 luni. Da, așa de mult v-au afectat chestiile alea? Ne-a afectat că tot noi... A fost și problema cu Timișoara, cu punctele luate, cu recuperate la TAS. Nimeni nu mai știa ce se întâmplă. După ultima etapă am pierdut la FC Argeș când am intrat suporterii atunci pe teren. Eram pe locul 2, dimineața am zis la antrenament, ne-am trezit, eram pe locul 3. A fost o perioadă dificilă. Am avut și probleme, că nu au fost probleme de natură fizică, dar suporterii deja începuseră să ne înjure. A fost o perioadă urâtă, dar... Mai ieșeați din casă? Mai ieșeam. Ieșeam că nu era, mi-am spus, nu a fost nicio... Problema era că dacă se luau oamenii de tine pe stradă, era ok. Problema era când îi auzeai că te fluieră în tribună, te huiduie la meciuri, atunci așa era mai greu să-ți revii. Primul meci la echipa națională sau când a venit prima convocare?
Tot ai crezut? Nu, eram la Dinamo, nici nu știu sigur dacă, să nu vreau să mint, cred că plecasem la mare plecasem și m-a sunat Neatică Danilescu să-mi spună că numai ce ajunsesem și m-a sunat să-mi spună că dimineața trebuie să fiu înapoi. Plecasem, făcusem un drum până la Mamaia și m-am întors. Nu, spus și la echipa națională a fost o perioadă frumoasă, am prins două turnee finale, două campionate europene. Din păcate n-am jucat niciun minut, dar senzația de a fi acolo e extraordinară. Da, măcar le-am prins și, acum, numai... Nu, asta l-am prins. Campionatul european din 2008, toată lumea era dezamăgită că n-am ieșit din grupe, dintr-o grupă cu Italia, Franța și Olanda. Olanda, da. Și lumea era dezamăgită atunci când n-am reușit să ieșim din grupe. Penalti lui Mutu, parcă da, a fost atunci, da. Bine, dar asta vorbim de... Nu mai știu, Franța era campioana mondială și Italia campioana europeană. Da, exact. Era ceva și... Olanda cu Van Nistelrooy, Van Persie, Robben și toți. Exact, toți. Și sunt în primele două meciuri cu Franța și cu Italia. Am jucat de la egal la egal cu Italia, penalti ratat de Adi în ultimele minute. Sunt și amintiri cu Olanda, frumoase. Prima repriză a fost așa, dar... Da, sunt amintiri frumoase, sunt amintiri care rămân, amintiri de povestit copiilor și mi-aș dori să... cât mai curând să revedem iar România acolo la un turneu final. Înaintăm un pic în povestea ta, sună telefonul. Suntem de la Ludogoreț, o echipă din Bulgaria. Poftim? Nu, m-a sunat. A fost foarte scurt și eram în cantonament tot în Austria. Eram și m-a sunat Nea Giovanni. Eu nu mai vorbisem cu... Nu mai aveam contract cu Nea Giovanni, nu mai vorbisem cu el de ceva timp și mi-a spus mine să-ți faci bagajele, Ludogoreț te vrea. Și zic, bine, Nea Giovanni, stai să văd unde e, ce e. Și aveam un jucător la Dinamo, un jucător care jucase la CSKA Sofia, numai ce venise la noi, Platini. Am vorbit cu el, mi-a zis, bă, n-au apărut de mult, sunt de un... anul trecut au fost campioni, dar e un proiect serios și dacă ai posibilitate, adu-te. L-am sunat pe Giovanni, i-a zis, ok. Mâine dimineață ai avion la 8, era 9 seara. Mâine dimineață la 8 ai avion, vine la București, de la București plecăm la Sofia. Am apucat să trec pe la băieți prin cameră, la băieții de la Dinamo să-mi iau la revedere. Am ajuns la Sofia, cred că în 2-3 ore a fost totul semnat. Urcat iar în avion, venit înapoi în Austria, în altă parte, la Ludogoreț, în cantonament, și peste 3 zile am avut meci amical cu Dinamo și am apucat să-mi revăd și o colegi și să-mi iau la revedere de la ei. Dar nu, a fost ceva așa care a venit pe neașteptat, să zic așa, a venit din Neant. Decizia pe care am luat-o pare că a fost foarte bună și uite unde ne-a dus. Practic ți-a schimbat viața, cariera și iată. Da. Da. Și când ai văzut Razgradul cum e orașul? Eram învățat. Știam, mi-am spus, am vorbit cu Platini, știam ce mă așteaptă acolo. Știam ce fel de oraș e, dar mi-a fost un pic greu la început. Am avut noroc și cu soția mea care a venit să muta cu mine și iarăși am avut noroc că am avut parte de un colectiv extraordinar. Eram 11-12 jucători care eram împreună de dimineața, de când ajungeam la antrenament până seara când mergeam acasă. Mâncam împreună, mergeam la cină împreună, la antrenament eram împreună, eram toată ziua. Și cred că asta a fost un lucru benefic și pentru echipă. Unul, nu am cum să te întreb de chestia asta, ți-aduce aminte cu siguranță că n-ai cum să uiți, dintre cele mai importante meciuri sau momente din cariera ta a fost acela cu Steaua, când ai intrat în poartă. Spune-mi un pic, ce s-a întâmplat atunci și cum ai, acum, dacă ar fi acum, ai mai intra?
cu siguranță. Nu știam că nu avem nimic de pierdut. Nu. A fost o decizie de moment, n-am avut timp de gândire, n-am avut. A fost o decizie de moment, antrenorul a fost de acord și bine, noroc, voia lui Dumnezeu, uite că lucrurile au ieșit cum nu se putea mai bine pentru Ludogorets. A fost și momentul ăla unul care decisiv în cariera ta sau care te-a schimbat, ți-a influențat? Cu siguranță, pentru că a fost, poate dacă era un meci normal de campionat sau altceva era, dar a fost un meci de Champions League, de play-off, contra unei echipe din România și e un moment pe care m-a făcut cunoscut în mai multe părți ale lumii. Dar tu îi știai pe băieții de la Steaua, știai cumva sau ceva? Nu, sau nu. Pur și simplu a fost noroc și nu... Le-ai zis ceva? Le-ai încercat să-i dăm? Râdeam că de la Steaua știam ca jucători, dar în afară era Cheșeru, care jucasem pe la Naționala de tineret. Mai eram cu Râpă, cu Pârvulescu, mă întâlnisem cu niște prieteni comuni, mai aveam și cred că lui Pârvulescu i-am zis. Păi, tocmai... Că vezi că te-am văzut, știu unde, dar nu văzusem nimic, n-aveam unde să văd. Mă luase antrenorul cu portarii, mă lua pe bancă înainte să înceapă penalturile și a zis, vină să-ți arăt aici așa că avem penalturile. Și mă uitam la laptop și a zis, păi, dar vezi că nu-l avem numai pe Cheșeru, că numai el bate penalti. Da. Și atunci zic, bine. A fost un moment așa că eu când am intrat în poartă știam că nu am ce să... Nu, numai eu n-am nimic de pierdut, echipa nu are nimic de pierdut. Și mi-a zis, cu noroc, șansă, voia lui Dumnezeu, lucrurile au fost... cum trebuia. Și tot mai Pârvulescu și Râpa Urata, nu? Da. cum e soarta? Da, aveam prieteni comuni și am ieșit poate de 2-3 ori cu ei și ne știam așa. Dar zic așa, cum e soarta asta? Și după aia ai mai vorbit cu ei? Da, am mai vorbit. Cu Râpa n-am mai vorbit, cu Pârvulescu am mai vorbit, mai glumeam, mai aduceam aminte, dar eu știu că e... O situație a fost, cred că au trecut, mă gândesc că nu mai au coșmarul, să zic așa. Da. E normal atunci pe moment să fie foarte greu, dar se poate întâmpla oricui și nu trebuie acuzat. Cosmin, dacă ar fi să pleci pe o insulă pustie și ai voie să iei într-un băgăjel doar un meci, care ar fi acela? Doar un meci? Da. Cu Steaua. Ludogorets Steaua. Spune-ne ce urmează pentru tine și ce să-ți dorim pe mai departe. Urmează o perioadă, mi-am spus, grea, pentru că încep meciurile, calificările. Mai avem nevoie de câțiva jucători pe anumite posturi și de-abia acum începe greu, să zic așa, până în septembrie, când atunci se liniștesc lucrurile. Atunci așa se știi și în care cupă europeană ești, dacă ești, știi care jucători ai reușit să-i aduci și ce mai ai nevoie. Echipele românești le vezi în cupele europene? Vă spun sincer, nu știu cu cine joacă. Știu că CFR Cluj joacă cu campioana Armeniei, că erau, dar celelalte nu știu cu cine joacă. Știu că e foarte greu în Conference League pentru că într-un anumit tur nu mai sunt cap de serie și întâlnesc echipe destul de bune. Dar mi-aș dori să văd iar 3-4 echipe românești în grupele cupelor europene. Performanța lui David Popovici? Fără cuvinte, nu, să-l felicităm, să-l felicităm și să-i dorim mult succes în continuare. În rest, el știe mai bine decât noi toți ce are de făcut. Mersi mult, Cosmin, și baftă mult în continuare. Mersi.